La mai bine de 6 ani de la confruntarea din Fed Cup cu Marea Britanie, stațiunea Mamaia este din nou gazda unui eveniment major pentru tenisul din România. Timp de 2 zile pe terenul central al clubului IDU vor avea loc confruntările dintre selecționatele României și Taiwanului din grupa mondială 1 la tenis masculin. Conform tragerii la sorți care a avut loc joi după amiază, partidele se vor desfășura după următorul program. Vineri de la ora 13, Nicolas David Ionel îl va întâlni pe Zheng Chunxin, pentru ca imediat după să intre în scenă cel mai bine cotat jucător român, Marius Copil, care îl va întâlni pe Xiu Yuxiu. Sâmbătă de la ora 11, Copil Cornea va întâlni cuplul Xiu Hao, urmați apoi de meciul Ionel Xiu și Copil Shin. O să fie un meci dificil, ca și clasament, suntem cam toți cam pe la același nivel, e un pic de un clasament mai bun, dar condițiile de aici sunt puțin dificile, puțin vânt, terenul destul de greu. Noi sper să ne mobilizăm și să încercăm să aducem 3 puncte pentru echipa noastră să ne calificăm mai departe. Sperăm să avem un public cât mai numeros și să vină să ne susțină și mâine să câștigăm ambele meciuri. Asta e tot ce îmi doresc eu. Câștigătoarea acestei partide va merge în calificările pentru turneul final al Cupei Davis, în timp ce echipa învinsă va juca în continuare în play-off pentru menținerea în grupa mondială 1.